Bun găsit, doamnelor și domnilor, o ediție eveniment astăzi aici la Culisele Justiției. Un invitat special, chestorul general Bogdan Despescu, este alături de mine. Bună ziua, mulțumesc mult, domnule chestor general. Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Avem multe subiecte extrem de importante pe care putem să le discutăm, dar aș vrea să începem cu Air Schengen, pentru că am intrat în Air Schengen România și sunt sigură, iată, că aveți și ceva date. Cum a debutat? Cum ați simțit dumneavoastră structurile din Ministerul de Interne și ce date mai aveți noastre? Din punctul nostru de vedere, a debutat foarte bine. Ne-am pregătit foarte bine înainte de 31 martie cu un set de măsuri, set de măsuri care a vizat uh, activități și administrative, dar și din punct de vedere operațional. Sunt peste 1700 de curse care au intrat în România din spațiul Schengen, peste 1770 care au ieșit din România spre spațiul Schengen nu avem o cifră de pasageri pentru că nu mai avem o evidență. Iată că am intrat în Schengen și populația cetățenii români și cei din spațiul Schengen ci liber fără o evidență. Asta e... înseamnă că nu mai sunt controle sistematice. Da. În schimb, Dar... există controlele aleatorii. Și pot să vă spun că prin sistemul EDAC, atât în zona de frontieră, dar și la nivel național, avem peste 380.000 de persoane verificate. Un volum de muncă impresionant. Sunt uh, peste 40 de urmăriți, prinși, 70 și ceva de persoane dispărute găsite cu această aplicație, autoturisme care erau cu anumite alerte și alte cazuri pe care le-am instrumentat cu această aplicație. Au fost 20 și ceva de persoane identificate că nu aveau dreptul să uh, rămână în România. Aveau documentele expirate. Așa mie mi-ați arătat această aplicație, ați făcut și o demonstrație, uh, dar este foarte important. Spuneați noastră că ați găsit și persoane dispărute? Da, cu, sigura, cu siguranță. Persoanele dispărute uh, sunt plecate voluntar. Tot persoana dispărută figurează. Da, da. E plecată voluntar. Un membru da. al familiei declară plecarea. Uh, acestei persoane, noi desfășurăm activități de verificare imediat după sesizare. Uh, dacă e să vorbim de anul trecut, au fost peste 14.600 de astfel de sesizări, din care numai 92 de cazuri nu s-au finalizat, uh -huh. nu s-au clarificat, uh, nu s-au finalizat verificările, nu s-au clarificat uh, situațiile, dar asta nu înseamnă că au rămas 92 de persoane și astăzi. Această, această situație era în decembrie, pe data de 31. Ulterior, se continuă verificările. Din cei 14.600, peste 9.000 au fost minori. Uh -huh. Foarte mulți plecați, bineînțeles, părinții într-o situație de emoție, într-o situație de necunoștință cu privire la locul unde se află și uh, cu cine se află în anturaj, semnalează astfel de cazuri. Și avem și cazuri de minori plecați din centrele de asistență socială și ne confruntăm cu un număr mare de plecări, de fiecare dată facem aceleași activități. Este o procedură specială, o procedură în care facem o cercetare criminalistică și verificări polițienești. Dar în aeroport ce mai date mai sunt poate de actualizat, de dat celor care se uită la noi importante? Din nou, poate să spunem că în spațiul non-Schengen controlele sunt la fel. În, spațiu, în spațiul nostru Schengen nu s-a schimbat nimic, Rămân controle, au rămas controlele aleatorii, scuzați-mă, au rămas controlele sistematice. Da. E un traseu separat în aeroportul otopen, de exemplu, după ce trecem de porțile Schengen, ajungem la ghișeele de verificare cu polițistul de frontieră în acest loc, uh -huh. în acest compartiment. Nimeni nu trece decât pe un culoar, așa cum era în orice aeroport până la data de 31 uh, martie. Deci pentru non-Schengen, verificările sunt la fel ca până la data de 31 martie. Și pentru cei care sunt opriți aleatoriu, spuneți dumneavoastră, uh, sunt luați așa la ochi când văd că ceva este suspect? Uh, sunt mai Sau multe, sunt și alte proceduri sunt, specifice? Sunt mai multe, mai multe moduri de preluare da, spre da. verificare. De exemplu, avem analize de risc. Analize de risc, inclusiv din punct de vedere al uh, rezervărilor, dar și comportamentul persoanei reprezintă pentru noi un pas, uh -huh. un moment de a declanșa o astfel de verificare. Avem uh, persoane care vin în România cu drept de muncă provizoriu, da. pe, un, uh, pe o viză de, de lungă ședere, dar au un termen în care e valabilă această viză. Bineînțeles că viza respectivă îi permite persoanei în cauză, chiar dacă vine dintr-un stat terț, să se deplaseze în Schengen. Și unii dintre ei sunt veniți aici cu scopul de a ajunge în vestul Europei. Da. Colegii mei din terminalele din România verifică și pe, acești, pe aceste persoane. Scopul fiind de a verifica dacă îndeplinesc condițiile. Pe lângă viză mai sunt și alte condiții. De asemenea, aceste controle vizează și uh, însoțitorii de minori. Pentru că și în zona aceasta regulile au rămas ca și până la 31 martie. Respectiv, să dovedească că această deplasare, plecare din România, este cu acordul părinților. Nu vrem altceva decât acordul părinților. Deci, rămâne control la fel în cazul minorilor. A, din punct de vedere discuție, al documentelor. Bă, trec și minorii la nu, fel, Din și punct de vedere a... al documentelor, dar din punct de vedere al modului de control, nu mai este sistematic, nu e total. Este tot aleatoriu. A, am înțeles. Deci, trec cu minorul, dar de să aibă documentele. Să documentele. De asta da. spuneți, să da, exact. aibă documentele ca până acum și până, până la urmă este normal. Nu te duci într nici într-un stat străin cu un copil minor, fără să ai documentația Obligația necesară. Obligația cetățenilor este similară ca și până la 31 martie. Nimic Ave în plus. Noi avem obligații în plus. Noi avem obligații să verificăm mai insistent, noi avem obligații să organizăm o prezență suplimentară, pentru că până acum erau patru ghisee, dar un exemplu și verificau o întreagă cursă. Acum trebuie să ai echipe în terminal care să verifice toată zona, tot terminalul, pentru că nu mai e o verificare printr-un singur loc cu verificare în tot terminalul și de aceea am suplimentat efectiv. Este mai greu? Este mult mai greu pentru noi. Pentru cetățean este mult mai simplu, dar pentru noi autoritățile nu este foarte simplu. Pentru cetățean este mai, mai ușor de a reveni în țară. Dacă până acum, la Paris, la Stuttgart, Roma, Madrid, Barcelona sau alte... Uh, orașe importante de unde veneau curse în România, trebuia să treacă prin controle de frontieră non-Schengen, acolo intră și cetățenii români în culoarele Schengen. Și sunt uh, identice verificările respectiv tot aleatorii, nu mai sunt verificări sistematice. L Au apărut aceste informații, poate ne dați niște date, chiar unii politicieni, să spunem așa, susțineau că în continuare se fac anumite controle chiar generalizau. Toți cetățenii români sunt controlați. Dacă ajung, spre exemplu, în Austria a fost această informație. Și chiar susțineau că dacă se continuă această politică, vom continua și noi poate cu ideea de a da statul austriac în judecată. Există așa ceva din datele pe care le dețineți? Adică ajung cetățenii români în țările Schengen și sunt la fel de controlați sau, cum spuneați dumneavoastră, aleatori? Fiecare stat, poate, pe un anumit moment, să impună controle sistematice sau controle cu privire la o cursă, uh -huh. funcție de datele care rezultă din analizele de risc. Da. Și noi, de exemplu, dacă vrem să verificăm o cursă în totalitatea ei, ducem un echipaj sau mai multe forțe pe culoarul de acces la poarta de debarcare, de pentru că avem anumite date, vrem să verificăm, vrem să identificăm pe cineva care pune în pericol siguranța românilor. Și atunci verificăm dacă e nevoie toată uh, cursa, tot grupul din cursa respectivă. Deci uh, depinde foarte mult de ce date rezultă, din uh, pe ce uh -huh. date stăm din, din punct de vedere al analizelor. Și până la urmă cred că fiecare stat decide politica asta uh, de verificare, uh, având în vedere că sunt niște evenimente... Vorbim de activități polițienești, nu vorbim de da. chestiuni în care să țină de diplomație aici. Da. Aici noi acționăm pentru siguranța României okay. și în plus noi avem o obligație pentru a uh, păzi flancul de est al Schengen. Da. Noi ne-am asumat anumite obligații în relația cu celelalte state Schengen, uh, că vom fi mult mai buni. Și de aceea am dezvoltat activitățile din punct de vedere al combaterii migrației. Sunt mai multe proiecte în de, derulare, de inclusiv, din, inclusiv din punct de vedere al capabilităților. Sunt sume importante alocate pe această zonă, pentru că fără capabilități. Nimeni nu poate să fie performant, și fără bani, așa este. iar și fără aceste, umani, pro aceste și proiecte, proiecte au și finanțare externă. Există un capitol întreg de, de finanțare, un set de proiecte pe care noi le-am accesat sau le vom accesa, sunt și astăzi în accesare, toate având drept că creșterea capabilităților structurilor de ordine publică. Și care este proiectul? La ce v-ați gândit sau ați decis? De exemplu, sunt da. multe, -s multe S proiecte, multe multe proiecte dar, e interesant, dar de exemplu, achiziționăm, pe lângă ce înseamnă dispozitive electronice de verificare, achiziționăm inclusiv camere de termoviziune pe care să le folosim pe o zonă de graniță unde știm că ne confruntăm cu migrație. Migrație care poate să vină din Serbia, poate să vină din Bulgaria și așa mai departe. V-am dat un exemplu de dotare. Fără această dotare... Fără o monitorizare permanentă a zonei de risc, nu putem să ducem forțe acolo, să stăm cu forțele. Ducem tehnică și cu tehnica din dispecerat monitorizăm acea zonă de risc. Când credeți că intrăm cu totul în Schengen? E o luptă continuă din toate punctele de vedere. Haideți să vedem rezultatul negocierilor. E o zonă care nu, nu ține de structura de ordine publică. Da, și nu vă aș, întreb bineînțeles. Că eu mă deși știu că nu că Sunt da, discuții vă politice, așa. sunt discuții Exact, nu vă întreb de nimic din mediul politic, decizii sau diplomație, dar știți că a fost o discuție cu schengen domnule chestor general, că prin România vin valuri de migranți și, vezi, doamne, ajung în Europa și, tocmai de aceea, România nu are ce căuta în Schengen. Putem discuta și pot să vă întreb, îmi permite acest lucru, dacă la frontierele României sau noi ne-am făcut treaba? Cu siguranță, noi ne-am făcut treaba. Ca să concluzionez foarte, foarte scurt, ca să dezvolt puțin, pot să vă prezint și date statistice. Suntem într-un trend descăscător vis-a-vis -vis de uh, numărul de uh, migranți care au trecut prin România, de altfel și de pistările în statele respective, inclusiv în Austria, nu arată o îngrijorare. Dacă la momentul 2022 se vorbea de 100 și ceva de mii de cetățeni depistați în Austria, din România erau vreo 1700, dacă nu greșe, 1600 și ceva. Deci undeva într-un procent foarte mic. Și până la urma urmei, ce reprezintă acest mod de ridicare a controlorilor la frontieră. Înseamnă o circulație liberă. Dar dacă cineva care nu are dreptul dintr-un stat circulă în alt stat, există instituția de a reveni în statul de unde a plecat. Și există un acord Dublin prin care noi suntem și obligați să preluăm pe toți cei care au ajuns, de exemplu, în Austria. Și ne-am îndeplinit această obligație. Și ne vom îndeplini orice obligație de acest gen. Ne-am asumat aceste acorduri și, bineînțeles, le vom respecta la virgulă. Deci, din punctul nostru de vedere, noi ne-am făcut treaba. Cu siguranță, cu siguranță și suntem pregătiți a gestiona în continuare problematica de, de securitate pe zona de est a spațiului Schengen da. și cred că ne-am făcut și treaba din punct de vedere al perioadei de doi ani și după uh, acțiunea militară din, din uh, da. Ucraina. Am gestionat peste 7 milioane, aproape 8 milioane de cetățeni ucrainieni care au intrat în România. Sunt peste 150 și ceva de mii de cetățeni care au protecție temporară. Sunt peste 4600 de cetățeni cu azil. Deci avem foarte multe resurse alocate pe această zonă și n-am înregistrat incidente. Bun, au fost în anumite momente aglomerații. E normal. Și au mai fost niște persoane care au încercat ilegal, un... dacă aveam în Da, să cu treacă, siguranță au fost și chiar de... unii au și murit prin cazuri de acest... persoană Au fugit în... de război din da, Ucraina da. și, uh, în condițiile meteo și temperaturi scăzute, da, da, uh, din da. păcate, s-a ajuns aici. Dacă tot în această cheie, vreau să vă întreb un pic, uh, pentru că avem și noi azilanți, persoane multe care deja vin și muncesc aici, în România. Am avut această discuție cu dumneavoastră. Dar, într-adevăr, mai sunt persoane care vor să vină prin România, poate și prin alte state, în mod sigur, să ajungă în vest. Visul lor să ajungă în vest. Câteva date, dacă puteți să-mi spuneți. A crescut numărul celor care vin să muncească aici în România și ați avut incidente cu cei care vor să fugă către vest? Eu știu, așa, câteva cazuri, dar i-ați prins. Um... Avem 100.000 de persoane care uh -huh. sunt aprobate să vină în România ca și contingent de muncă pentru anul 2024, cum a fost și în 2023. 100.000. Care urmează să vină sau care au venit? Deci anul trecut au fost 100 100.000 aprobați, anul acesta sunt încă 100.000 aprobați. Așa. Astăzi, dacă vorbim undeva la 150.000 de cetățeni din state terțe au dreptul de muncă în România sau dreptul de studii în România, uh -huh. pentru că nu vorbim numai de drept de muncă, vorbim uh -huh. și de studii cu cele două categorii ne confruntăm. Într-adevăr, foarte mulți dintre cei care vin, și vorbim de India, de Bangladesh, de Pakistan, de Sri Lanka, au venit în România cu intenția de a pleca. De a pleca în vest, unde au rude, unde au prieteni, unde au asigurate alte condiții. De aceea. au auzit că este mai bine, domnule Știți cum e? Au pe cineva acolo care le indică. Da. Au pe cineva acolo care le indică cum este și ce trebuie să facă ca să ajungă. Bineînțeles, și un suport de uh, însoțire, de transport și așa mai departe. De aceea, uh, noi ne-am confruntat cu un număr mai mare de depistări la granița cu Ungaria, uh -huh. pe ieșirea din da. țară. Și ați văzut uh, în foarte multe situații de uh, depistări, grupuri întregi de persoane, unele dintre ele transportate în condiții de pericol. Și mi-aduc aminte două cazuri cu automarfar de transport cu răcire. Dacă nu erau depistate persoanele respective la timp, cu siguranță aveam o tragedie. Un pic așa. Uh, am avut cazul acesta cu un pușcături la Timișoara, dacă nu mă înșel. Tot așa. Uh, unii aveau drept de ședere în România. Da. Uh, Haideți să ne uităm puțin și în anii anteriori. Am avut uh, inclusiv omoruri între ei. Și ne aducem aminte. Da. Au fost câteva de fapte vest. de omor atât în Timișoara cât și în Arad. Da, Depistate, pare, persoanele nu. sunt astăzi în procedură de, de cercetare. Dar acum, recent, într-adevăr, am avut un incident prezentat intens în spațiu public cu uz de armă din partea colegilor noștri care au urmărit un turism ce transporta astfel de persoane, astfel de... Migranți, Dar ca să erau cu drept de ședere în România, că eu asta n-am înțeles. Mare parte dintre ei erau cu, cu drept de ședere și intenția lor, adică legal în intenția România. lor era să plece. Bun, mai avem și o altă categorie, cea care intră ilegal în România. Dar cea care intră ilegal în România are dreptul ca orice cetățean ce ajunge în altă țară la acest moment să ceră un azil. Când e în procedură de azil este o procedură de ședere legală pe acea perioadă, A, până să pronunță este. instanța, până ne, ne pronunțăm noi și ulterior poate să conteste, până la finalul procedurii, poate să rămână legal. Și el are drept de circulație, nu e undeva într-o custodie închisă. Este într-o custodie cu acces în spațiu public. Și de aceea avem și astfel de deplasări. Dar cu siguranță numărul acestora... Este sub control, din punct de vedere al deplasărilor, dar și din punct de vedere al depistărilor, pentru că unii dintre ei au fost depistați de mai multe ori și în situația respectivă s a luat măsura returnării. Avem cazuri de returnare într-un număr suficient, ca să dăm un exemplu, să spunem așa. Pe mine m-a interesat foarte mult și știam acest aspect, că totuși autoritățile, poliția și așa mai departe, structurile Ministerului de Interne și-au făcut treaba și și-o face de, de mult timp. Și vorbim bine de Poliția de Frontieră, face. vorbim de Inspectoratul General pentru Imigrări, Jandarmeria Română și Poliția Română. Sunt patru structuri importante care acționează zilnic pe această zonă de ținere sub control a migrației și pot să vă spun că sunt aprecieri din partea. Tu, cred că e o chestiune generală la nivel de Schengen. Toți apreciază modelul românesc. În raportul de evaluare uh, care a fost prezentat pentru decizia pe Schengen, suntem bifați ca și model de urmat, lecții pozitive pe care statele respective să le aplice. Și noi n-am avut atât de, adică nici n-am avut incidente foarte grave cum au fost în alte state Schengen europene în care au fost implicați migranți. Venim, acum nu mai spunem. Să, Și contează enorm pentru că problema vorbim de securitatea noastră aici în interiorul țării până trebuie la urmă să spun Schengen, um, Schengen. deschis. Până la urma urmei, România este o țară sigură, este da. o țară unde nu avem incidente majore, așa cum vedem în altă parte, da. iar acest lucru se datorează activităților zilnice, într-un mod uh, profesionist planificat, într-un mod de implicare până la nivelul de teren și cred că e normal și uh, dați-mi voie să mulțumesc tuturor celor care desfășoară activități, au desfășurat și vor desfășura asemenea activități, pentru că toate sunt pentru siguranța cetățenilor. O personală pe care vreau să o transmit acum, mă gândeam când intrăm în Air Schengen, mă gândeam, da, noi suntem aici siguri, uitându-mă, repet, la violențele din unele state europene Schengen. Și mă gândeam, poate vin din partea aia către noi. Dar nu ne facem treaba. Cu siguranță putem să avem și, și trebuie să, să discutăm așa, nu că suntem ultimii de la căruță și Dar, ne... uh, Da. Iar este un aspect care trebuie să-l dă... Discutăm deschis Nu pot fi oprite toate persoanele să plece din România Care au interdicții Și nu pot fi oprit toți cei care au interdicții să vină în România Din zona Schengen Pentru că acesta este Schengen, Noi verificăm pe toți da. Noi verificăm pe baza unor anumite date Și în anumite situații Nu mai o verificare totală O ultimă întrebare pe această temă și atunci când vom intra și uh, cu teritoriul Schengen, v-ați gândit ce înseamnă asta? Ce amploare? Spuneați de măsurile din aeroport. Da, cu siguranță. Avem, terenii, avem granițe, activități pregătite. Continuăm administrativ această pregătire. Noi suntem uh, cu un pas înainte. Nu ne așteptăm păi să, să primim decizia și să nu, fim, să nu fim pregătiți. Uh, și gândim uh, proactiv. Dacă, să spunem, la punctul de frontieră Borș nu vor mai fi controle în spațiu de astăzi al punctului de frontieră, vom acționa așa cum am văzut cu toții la trecerea dinspre Ungaria în Austria. Ați văzut echipaje care sunt în anumite locuri cu anumite aparatură, supraveghează circulația de la distanță și din coloană sau din trafic opresc anumite autoturisme. Același lucru se va întâmpla și la noi. Sunt activități și în aliniamentul 2 și în interiorul țării. Așa funcționează Schengen, cu măsuri polițienești, cu un schimb de date și informații. Și încă o dată pot să vă spun că toate statele respective care sunt în Schengen apreciază schimbul de date dintre România și ei. Dar nu există o operativitate maximă le transmitem și proactiv date vis a -vis de anumite persoane, date care sunt obținute în procesul nostru de, de, de activități și apreciază că noi suntem cu mult înainte decât aceștia. Mă bucur că măcar ne dotăm așa cum trebuie, pentru că mă uit și eu și m-am uitat în multe cazuri, gen și la proteste și așa mai departe, cum sunt, cum este poliția în unele state aceste europene și cum acționează, atenție, tot timpul m-am uitat față de cum acționează Poliția din România. Bun, acum și nu... trebuie să recunoaștem, e vizibilă dotarea la Poliția Română, la structurile MAI, Atât din punct de vedere al uniformului, din punct de vedere al tehnicii, Un pic de modernizare, din punct de, de vedere al flotei, întreb. am văzut cu toții, da. sunt zilnic prezentate toate aceste activități și toate aceste acțiuni. Vorbim de blocaj în trafic. Dacă până mai în urmă, cu nu știu cât timp, blocajul se făcea așa, uman sau cu mașina, Astăzi vorbim de dispozitive. Dacă până mai ieri mulți polițiști își doreau să aibă o anumită protecție, astăzi vorbim că aproape toți și cu siguranță obligatoriu cei din stradă au aceste sisteme de protecție, că vorbim de vestă, că vorbim de mai eu și așa mai departe, există această dotare. Există un alt armament la nivel de poliția română. Uh, și multe alte uh, capabilități. Am văzut cu toții tehnica pe rutieră. În luna uh, aprilie vom ieși cu redactarea procesului verbal în mod automat și printarea lui în uh, autoturism, în autospecială, uh, format electronic. Deci uh, sunt foarte mulți pași pe care i-am făcut și sunt vizibili. Vrem sau nu vrem să recunoaștem, eu spun că lucrăm la fel cum lucrează polițiile din vestul Europei. Schimbăm un pic subiectul, să mergem un pic pe acest fenomen al drogurilor pe care încercați să-l combateți prin mai multe structuri. Știu acest lucru. Ce date noi puteți să ne dați până în acest moment, domnule Chestor General? Pot să prezint foarte multe activități derulate de structurile mea. Eu sunt și desemnat coordonatorul după hotărârea de 187 de anul trecut la nivel de, de minister lucrăm pe mai multe paliere, atât preventiv, și, dar și combativ. Vrem să fie un echilibru. Știu, cetățenii vor prezentări de acțiuni cu intrări în forță. Avem aproape zilnic, ați văzut, astfel de activități. Eu văd, dacă Sunt peste 260 de acțiuni pe droguri de la începutul anului. Cred că am depășit 350, dacă nu mai bine, de kilograme de substanțe interzise capturate. Sunt grupări destructurate, sunt peste 900 de persoane reținute, 300 și ceva arestate și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt activități și vor fi activități cu insistență pe tot ce înseamnă combatere. Dar, în același timp, discutăm de prevenție, discutăm de prezența în școli, discutăm da. de prezența în rândul... Tinerilor. Cât de important sunt aceste programe Vorbind pe pe care le pre... în Vorbind da, de campanii de prevenire morale, cum simțiți așa? participat de... alături de uh, alți colegi la o campanie fără bariere. O campanie în care tinerii prezintă altor tineri, studenții prezintă altor studenți cu ce s-au confruntat când au căzut în această zonă, în acest păcat. Așa. Și cred că este un mod de a determina cât mai multe persoane, cât mai mulți tineri, să nu recurgă la acest consum. Fără o astfel de activitate din punct de vedere al prezentării riscurilor, fără o astfel de activitate, din punct de vedere educativ, cred că nu vom avea uh, suficient succes. Bun Este foarte importantă și partea de capturare, de destructurare a grupărilor dar este foarte importantă activitatea de educație care nu poate fi făcută de o singură instituție. Nu. Asta așa este. Există un plan, există un grup de acțiune, dar e nevoie de un front comun. Și am văzut și mulțumim tuturor celor care au participat alături de noi în campania prezentată pe televizor, pe da. zona publică, pe zona TV-ului. Cred că e o modalitate de a uh, limita numărul de persoane care uh, să spun, să spun, că au, au a, a, a a a o anumită tanii. predilecție de consum, să zic, să nu spunem altfel. Da. Până la urmă, plecăm de la buna credință a tuturor și cred că și zona ONG-urilor este foarte importantă, societății civile, fără un parteneriat, societatea civilă. Uh, administrație, instituții de forță care, nu și cred da, că și va fi cu siguranță nu cred că va fi un și rezultat pozitiv sau un rezultat pe care ne-l dorim cu toții acela de a limita cât mai mult consumul uh, Vă pun o întrebare pe care o pun românii pentru că iată și eu ca jurnalist am avut o perioadă și cred că am avut dacă nu apare alte cazuri De ce am ajuns să avem atât de mare acest trafic de consum, în sensul că ne uităm în perioada comunistă, nimic nu avea aici. Tot timpul spuneam că eram acea țară de tranzit, domnule chestor general. Și am ajuns și noi încetul cu încetul, cantități foarte mare, am ajuns să avem mulți consumatori și, din păcate, iată, a scăzut vârsta aceasta a consumului foarte mult. Deci a ajuns pericolul normal că ei, traficanții, vor să îi corupă pe cei mici și să duc pe lângă școli, în medici și așa mai departe. Până la urmă, și România se confruntă cu ce s-a confruntat sau se confruntă alte state. Nu e nimic în plus. Poate noi suntem cum un pas în urmă, să zic așa. Mai avem și un alt aspect. Modalitatea de, de schimb de date și accesul la tot ce înseamnă online. Suntem astăzi la un nivel în care toți tinerii toți cei care au un dispozitiv da. pot accesa orice site. Nu există. Astăzi e o libertate totală și cred că Așa și aici, aia și aici, și aici e nevoie da. de o educație. Am participat la forumul educație financiară de la Banca Națională a României da. pentru că ne confruntăm și cu fraude informatice. Sunt foarte multe oferte, mare parte dintre ele neavând niciun suport. În spate, și foarte mulți cetățeni, unii dintre ei, cu educație, unii dintre ei, cu o anumită pregătire și în vârstă, dau curs acestor oferte. Spuneți de acele prezintă, pe prezintă sau, sau comunică date din punct de vedere al conturilor, din punct de vedere al datelor personale, și este de nepermis, acest lucru de neacceptat. Pentru că odată transmise datele unei persoane pe care nu o cunoaștem. Da ele pot fi folosite fără să știm ce se întâmplă. Și ne trezim cu uh, sume din cont pe care le transferă în altă parte. Uh, dacă dăm noi sume, nu mai primim ceea ce am comandat și așa mai departe. De, de aceea e nevoie de o educație în zona financiară. Nu poate fi făcută uh, la omul de rând. Într-adevăr, oamenii se încred, văd acolo că poți să câștigi bani, o avere și cred că dacă îți spune cineva că vei câștiga o avere, cred da, este adevărat. Cred că trebuie adevărat. să plecăm de la o chestiune de bază. În nimeni nu-ți oferă pe gratis nimic. Da. Totul este cu un Dar. scop. Și atunci uh, e nevoie să ne documentăm înainte de a uh, accede spre o altă zonă. Haideți să ne documentăm dacă este așa, dacă nu este așa vă dau cazul de la vă prezint câteva date de la cazul din Ilfov. Acum câteva da, zile da. au fost oferte pe online cu privire la investiții. A dat curs cineva la această ofertă și au rămas fără sumele respective în cont. urmare a documentării făcute de uh, colegii din IPG uh, au fost prinși cetățeni în cauza, autori în cauză. S-au recuperat peste 500, aproape 600.000 de, de, de euro cash. O, o geantă mare de uh, euro, lei, alte bagnote, deci o a, întreagă sumă pe care cu toții cred că am văzut-o în filme. Bine, mulți dintre colegii mei și uh, polițiștii au mai avut astfel de activități, au fost confiscări și de uh, milioane de euro. Dar un caz foarte. Să spun exemplificativ, care ne dă de gândit. Și de aceea apelul nostru este și va fi să nu dăm curs acestor tentații. Nu sunt altceva decât să spun chemare spre fraudă. E o chemare, noi dăm curs, cei care accesăm aceste, da. să spun oferte, cei care dăm datele Vorbim personale ceva. și cu siguranță se va ajunge să fim înșelați. Și dacă la el vorbim de o recuperare de prejudiciu, în foarte multe situații nu mai putem recupera aceste sume. Mare parte dintre cei care comit astfel de fapte nu au bunuri pe numele lor, nu au uh, posibilități de a indisponibiliza anumite valori care să permite recuperarea prejudiciului. Și de aceea e important să acționăm preventiv și noi, în toată comunitatea, să nu dăm curs acestor oferte. Da, ar fi important să nu se întâmple acest lucru. Trecem un pic și la ceea ce s-a întâmplat zilele acestea cu acel evadat. Că a fost o întreagă nebunie, chiar și poliția a fost acuzată că acest bărbat a evadat. Impresionant cum a parcurs în câteva ore sute de kilometri. Și înțeleg că și persoanele care l-au dus cu mașina, apropo de înșelăciune. Să iei un necunoscut în miezul nopții, în mașină, și după aceea te miri că era un criminal evadat. Pentru că am văzut o femeie care l-a transportat. Când l-a anunțat, a anunțat o poliția a doua zi, era și să le șine. Intrase în da, panică. Este bine să precizăm. E important și interesant, domnule chestor general, de aici vreau să pornim. Cum se face o astfel de operațiune de capturare, că nu e primul evadat? Asta vroiam să vă spun, da. e important de precizat telespectatorilor dumneavoastră, că nu este un singur caz de evadare da. pe care noi l-am gestionat. Cred că periodic avem evadări. Astăzi fac o paranteză, există uh, infracțiunea de evadare și pentru cei care uh, da. sunt în arez la domiciliu și pleacă din locuința declarată și așa mai departe. Dar revenind la evadările din custodie, avem două categorii de custodii, custodia poliției române cu aresturile preventive și custodia administrației naționale a penitenciarilor. Cazul pe care dumneavoastră, pe care l-ați prezentat, este din custodia ANP-ului și nu vreau să intru. Nu vreau să intru în detaliu din punctul ăsta de vedere, dar da. la momentul semnalării unei astfel de caz, toate structurile sunt activate. Ministerul de Interne în prima linie. Noi suntem cei care punem în aplicare un plan, un plan care are mai multe etape. Prima etapă fiind de la locul de unde a dispărut, de unde este semnalarea, și el într-un mod dinamic, în mod de extindere pe mai multe inele, mergem până la granițele țării. De exemplu, în momentul că ce în dore. care... sunt călcâiate, exact. În momentul în care... Bun, nici nu pot să vă spun tot pentru că sunt Pute niște chestiuni specifice. Tot, dar, de exemplu, are... orice persoană uh, care este semnalată că a plecat, uh, a fugit, uh, este evadată, este introdusă în uh, sistemul de alerte al Poliției de Frontier, ca să nu iasă din țară. O a doua activitate este că toate forțele din teren primesc date vis-a-vis -vis de această persoană, semnalmente. O a treia activitate, și o vedem cu toții, este publicitatea. O a patra activitate este organizarea de filtre. Aceste filtre se dispun, așa cum vă spuneam, în inele. Vorbim de inelul apropiat, vorbim de median, vorbim de periferic, sunt multe activități. Repet, n-aș vrea să intru adică, într-un specific general, pentru că nu este... Dacă aveți o urmă, o urmă că a fugit într-o anumită zonă, zona aceea pe un spațiu bănuiesc mult cu mai amplu face abordăm, aceste filtre. Abordăm activitățile în funcție uh -huh. de date. Dar asta nu înseamnă că dacă în cazul la care ați făcut, de, de care ați făcut referire, uh, noi am fost direcționați spre Prahova, nu am desfășurat de activități la Cluj. În noaptea respectivă, Când la, unde se la Cluj, așa. colegii noștri au făcut filtre. Un uh, conducător auto, un șofer de automarfar a fost oprit și s-a arătat fotografia. Pentru că este o altă activitate derulată și cetățenii văd acest lucru că în filtre, colegii noștri prezintă fotografia persoanei căutate. Revenind la Cluj, colegii din filtru i-au prezentat fotografia acelui șofer, care și-a continuat deplasarea până la Oradea, iar la Oradea, pe centura municipiului Oradea, a fost abordat de evadat. Când a văzut persoana și amintindu-și fotografia care a fost prezentată de poliție, imediat a sunat la 112 și cred că aceasta este calea de colaborare între autorități și comunitate. Și cu toți am văzut acest lucru în zona Statelor Unite, vedem ce înseamnă colaborarea dintre șerif, și comunitate în zona respectivă există și o participare efectivă și la noi există această participare în cazul copiilor dispăruți de exemplu și am văzut cu toții cazul de la Botoșani. cât efort și cât Aha. public câte persoane, de câte persoane ne-au ajutat da, câte persoane da, ne-au ajutat da. să găsim cu acel, acel am copil acel copil de este. 2 ani și rezultatul a fost unul pozitiv da, interesant, iată, în cazul acestui evadat, că până la urmă un șofer de tir a fost cel care a anunțat la 1-2 că l-a văzut după ce fusese oprit și a văzut exact, poza exact. evadatului, cât de important este să fie. De aceea vă spun că sunt foarte multe activități dar Numai prin, prin colaborare. Și am văzut în ultima perioadă procedura de alertare a populației în legătură cu disparițiile de minori, acel ro-alert care ne vine pe telefon. Și cu toții am primit pe telefon da. în anumite momente solicitări, avertizări, ca să putem spune așa, da. în referire la astfel de și cazuri. Și de copii, și de urs, și, și de, prin acest, de ce zonă prin suntem. Prin acest mod de uh, publicitate cerem sprijinul comunității, pentru că numai prin sprijin putem să avem un rezultat rapid. Și că tot am ajuns aici, poate un sfat din partea noastră, domnule chestor general. În marea parte a oamenilor din România vă cunosc destul de bine și este important, iată că gestionați tot acest aspect, că este infracțional, că este de siguranță și apărarea cetățeanului. Vă spuneam și de femeia, în acest caz cu Evadatu, a luat acest bărbat, bănuiesc că era noapte, că l-a fugit seara și a fost prins undeva în jur de 5 dimineața și uh, a mers iată. Uh. Cred că relația de încredere da. este baza și cheia succesului. Trebuie să existe deschidere din partea autorităților. Discuții permanente cu cetățenii, și cetățenii să aibă încredere că noi acționăm pentru siguranța lor, nu pentru altceva. Uh, da. Uh, este important, domnule chestor general, în acest caz, iată să trecem la ce am mai văzut zilele acestea. Dacă stau să mă gândesc uh, la această crimă odioasă în care și noi jurnaliștii încercam să sunăm disperat, să aflăm despre ce este vorba. Din nou un caz șocant în România, normal când auzi, un om normal de că se găsește un corp de femeie tranșat, la prima vedere, ați reușit și o primă descindere la un posibil suspect. Mă uitam și ne uitam cu toții când am văzut câte autorități, câte forțe din cadrul Ministerului de Interne intervine este alocat într-un astfel de caz. Dacă puteți măcar să ne spunem despre forța cu care intervin autoritățile în da, um, pentru prinderea Cazul criminalii. de la Dâmbovița a fost cu emoție și aș vrea să, uh, să explic puțin uh, de ce a fost acea prezență masivă de polițiști, jandarmi, imediat după uh, identificarea cadavrului. Cu toții știm, este o situație nedorită pentru nimeni și imediat după semnalare am organizat aceste activități pentru a identifica cât mai multe probe și putem să vorbim chiar deschis, chiar dacă nu este plăcut, am acționat cu aceste resurse pentru a peria toată zona, să identificăm părțile care lipseau din cadavru. Cu scuzele de rigoare, dacă da. prezint acest dat lucru, informații care dar pot afecta uh, uh, polițiștii, au polițiștii au rolul, văd aproape uh, au menirea să clarifice situația și de aceea imediat, la fața locului, a fost dizlocat un dispozitiv Enorm. important cu uh, câini specializați în urmă de miros și ați văzut că rezultatul a fost rapid. Respectiv, toată zona verificată s-a clarificat situația de fapt și n-aș vrea să intru în detaliu. Și Dar vreau plus... să spuneți ce forțe au fost acolo. Este important. Păi, pe lângă Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița și Inspectoratul Județean de Jandarmi, de la nivelul IGPR au fost uh, dislocate resurse, vorbim de Direcția de Investigații Criminale, dar și uh, Institutul Național de Criminalistică. Cred că în toate cazurile importante au fost dislocate astfel de resurse. Că vorbim de uh, cazuri de omor, că vorbim de cazuri de incendieri, uh, imobile, avem echipe specializate pe domenii de, de, de lucru și uh, de fiecare dată trimitem de la nivel central. Și din punct de vedere tehnic, dar și din punct de vedere al coordonării. Revenind puțin la Dâmbovița, imediat după ce am periat zona, am avut rezultatul pe care ne-l-am dorit, am stabilit exact pe ce stăm ca să spunem într-un termen polițienesc, și într-un timp foarte scurt am identificat persoana. Da. Pentru că verificăm cu persoanele dispărute și uh, a fost o chestiune de confirmare din punct de vedere al ADN-ului, dar datele colegilor din uh, teren au fost uh, spre persoana de 38 de ani dispărută. Semnalată dispărută în data de 7 martie din București Ați avut această suspiciune din primul moment Dar cât de important și este normal Polițiștii, anchetatori au nevoie de probe De confirmarea prin ADN, teste de genetică Criminaliștii este uh, Nu lucrează că da, obănuim, sigur ea este Prin alte probe până nu Criminaliștii aia. examinează tot da? ce identifică la fața locului Câmpul infracțional este în amănunt uh, verificat datele obținute au fost corelate cu ceea ce înseamnă evidența persoanelor dispărute și de aici s-a mers pe persoana respectivă. Și așa cum spuneați, baza, proba principală este confirmarea prin ADN, ceea ce s-a și făcut în câteva zile. Dar vreau să vă certific că din prima zi Colegii noștri au avut această direcție de acțiune, respectiv persoana de 38 de ani. Da, dar important era. Și mai da. mult decât atât. Că poate oamenii de acasă, știți, nu înțeleg acest lucru. De ce nu, nu îl prinde acum pe criminal? De ce nu știm despre ce este vorba? Pentru că, chiar dacă știți, poate și cu ajutorul alte probe, trebuie să aveți certitudinea prin probe clare, care unele dintre poate sunt și discuse. Bun, acum, Chiar dacă se supără cineva pe mine, pot spune că toată această activitate nu poate fi prezentată în spațiu public, da. în totalitatea ei da. și în orice moment. Există niște activități care, dacă nu se desfășoară așa cum trebuie să să deruleze, vă spun că înregistrăm și și nu vrem să ajungem aici. De aceea, procedurile sunt clare, comunicarea se realizează atunci când procurorul decide, când administrarea probatorului este, de un asemenea nivel încât să nu afecteze ancheta. Și știu, dumneavoastră, nu aveți aceeași părere cu mine. Nu, dar nu. nu. Știți cred că, că ne apropiem... În părere, în sensul că... Trebuie fiind, să ne înțelegeți că juralist, scopul nostru este să-i clarificăm eu am înțeles, situația. Am înțeles și până la urmă cred că nimeni nu și-ar dori să-și bată joc de munca unor oameni și de o anchetă, chiar dacă a, să zicem... Până la urma urmei vorbim de tragică răspundere și este normal, așa a că vorbim celor de pe... care comit astfel de fapte. Exact. De aici plecăm. De o crimă obdioasă, sadică. Aveți acest suspect din București, un lucru extrem de important. Noi chiar când am aflat informația în zona în care a aruncat acest cadavru sunt foarte multe camere de supraveghere, foarte multe. Da, pe lângă am stat acest de vorbă sistem și de cu supraveghere, primarul, sunt foarte zonă. multe Cât activități. importante sunt aceste camere de regere? Sunt importante pentru că pentru vreau că... să vă duc din nou la o dezbatere din aceste zile, acel soft, softuri da, de registrare putem, putem explica și important poate Putem pe explica final, și uh, nevoia și nevoia de achiziția unor astfel de software și cu toată deschiderea prezentăm uh, tot ce uh, este nevoie pentru a clarifica acest lucru. Dar revenim puțin la momentul de publicitate sau la momentul de comunicare. Uh, în anul 2017 am înregistrat uh, un triplu asasinat în județul Satu Mare. A fost un caz prezentat intens de public, iar uh, capturarea autorului care era și fiul celor două victime și nepotul celor de-a treia, a fost realizată după mormântare. Și acest lucru este prezentat deci, cel public. care va ajuta? -a, ajutat a, a, în cazul acela. Nu, 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 nu neapărat. Că... Deci vreau să vă spun că e un caz care s-a închis, un caz în care ai a devenit condamnare și uh, v-am exemplificat că nu întotdeauna putem să transmitem date din uh, cauză pentru că, da. că afectăm buna că da. administrare a probelor. Și uh, până la urmă ori, mi repet că strică cuiva cazul e ceva dacă rămâne cineva nepedepsit aici păi este cea, mai, este vorba, cea da? mai mare problemă că cineva vorba. rămâne nepedepsit speculează o procedură care n-a fost respectată și așa mai departe. Deci de aici plecăm. Pentru nu știu dacă pentru noi, cel mai important este ca cel care a comis o faptă exact. să răspundă. Nu știu dacă puteți să-mi spuneți ceva despre camerele de înregistrat, imaginele pe care le-ați luat, înțeleg, din foarte multe zone, din mai multe județe, în acest caz din Dâmbe Dâmbovița, v-au ajutat sau nu, dar vreau un pic să vă întreb de acest soft. Uh, Era discuția uh, de dezbaterea românii vor fi înregistrați aș pune de în primul Ministerul rând, de rând. Aș pune în primul rând Uh, un lucru. Respectiv, uh, în toate cazurile uh, ce au legătură cu spațiul public, camerele ne ajută. Este normal să ne ajute, sunt uh, anumite direcții pe care le urmăm, pe care le accesăm după ce stabilim ceva pe camere și completăm probatorul. Deci, și în cazul acesta, camerele sunt de ajutor, așa cum și într-un caz de furt, și într-un caz chiar și un accident de circulație. Camerele sunt foarte importante. Revenind la Softuri. Dezbaterea a fost intensă și poate dacă nu a explicat cineva, lasă așa o, o urmă de, de, de neclaritate, ca să zic așa. Vă dau un exemplu. În cazul de la Dămoviță. Colegii noștri colectează foarte, foarte multe înregistrări, video de pe zona. Unde a fost găsit cadavrul, și bineînțeles din București. Și e o arie foarte mare, kilometri, să spunem, înregistrări de sute de ore. Noi ne dorim ca prin acest, ca prin unul din cele două softuri, să avem posibilitatea ca imediat după ce am colectat toate aceste înregistrări, prin softul respectiv, să stabilim ce ne interesează. Ne interesează un autoturism, care face obiectul nostru. Păi, care este menirea uh, noastră? Să clarificăm repede uh, situația, să identificăm autorul, să prezentăm opiniei publice ce s-a întâmplat, să prindem autorul. Că până la urmă așa vorbim. Stăm să vizionăm sute de ore, în sute de ore, sau folosim un soft care în câteva ore ne dă un rezultat. De aici plecăm. Nu că ajută numai poliția. Ajută comunitatea. Prin această modalitate rapidă, ajungem acolo unde trebuie să ajungem. Și oricum intervenați și luați aceste imagini și până acum. Da, dar până acum le, 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 zi... le și acum le vizionăm da. fizic. Da. Dar dacă vom avea acest soft, îi dăm ceea ce înseamnă căutare pe dosarul penal. Nimic nu se face în afara dosarului penal, nimic nu se face în afara procedurii, că de aici plecăm și Într-un asemenea caz, cu sute de ore de, de vizionat, vom avea un rezultat rapid și vom merge mai departe în administrarea probatorului. Acum, spre final, care este proiectul Ministerului de Internet important? General, particular, ce urmează? Poate îndotare, poate altceva? Poate un mesaj către colegii dumneavoastră din Ministerul de Internet? Domnule în primul general. rând... Etapele noastre de, de acțiune vizează reducerea deficitului de personal. Pentru că de aici plecăm. Fără personal, fără pregătire, fără profesionalism, nu vom avea rezultate. Deci sunt mai multe activități pe această zonă, atât din punct de vedere al uh, activităților clasice, admitere, că vorbim de școlile de agenți, de subofițeri, că vorbim de Academia de Poliție, că vorbim de surse externe și așa mai departe, dar în același timp vorbim și de activități de pregătire. Pe lângă activitatea din zona de reducere a deficitului, vorbim de uh, digitalizare. Sunt mai multe proiecte. Anul acesta am beneficiat de un miliard de lei pe foaia de parcurs pe droguri. Și sunt foarte multe proiecte uh, incluse în această foaie de parcurs, foaie de parcurs care e aprobată la nivel european și are ca și scop uh, creșterea capacității structurilor competente pentru a combate infracționalitatea din domeniul drogurilor. Și am să vă dau un exemplu. La Poliția de Frontieră, vrem ca pe fiecare arteră, pe unde trece astăzi un autoturism, să avem sistem de înregistrare video automat. Fără alte interpretări umane, fără alte justificări că n-a fost oprit, a fost oprit. Când a ajuns pe, ace, pe acea arteră, sistemul îi spune de unde vine mașina, ca și înregistrare, dacă are o alertă, ce trebuie să uh, uh -huh. facă, la cine trebuie să adreseze și așa mai departe. Deci vorbim de chestiuni de tehnologie la nivel anul 2024, pe care uh, le vom uh, accesa și sunt mult mai multe. Uh, e o întreagă proiecție, dar v-am dat un exemplu. Pentru Poliția de Frontieră. Da, foarte important, mă bucur pentru aceste dotări, pentru că bănuiesc că tehnologiile acestea sunt folosite în alte state și sunt foarte bune. Uh, istoria și experiența ne arată că și noi, când am folosit anumite astfel de, de capabilități, am avut mult mai mult succes și mult mai bune rezultatele. Dar uh, cred că trebuie să fie o îmbinare între ceea ce înseamnă tehnică și uh, resursa umană. Fără cu această îmbinare nu putem să fim mai buni și de aceea, așa cum și dumneavoastră mi a cerut, vă rog să-mi permite să transmit un mesaj, un, mas un mesaj de respect, în primul rând, pentru toți cei care sunt la datorie permanent și își lasă familiile pentru a fi în slujba cetățeanului și, în același timp, să-i asigurăm că, prin toată susținerea noastră, vrem să le asigurăm condiții așa, cum au văzut sau cum își doresc din alte, din alte zone. Eu am mulți invitații din structurile Ministerului de Interne, pe de altă parte, la această emisiune, majoritatea, imbi, majoritatea, toți, pentru că i-am întrebat: fac meseria, chit că este în laborator, chit că este în teren, nu știu, de operativă, mai de risc, pe bază de pasiune. Se vede că sunt încântați și au această pasiune, dar au nevoie, într-adevăr, de modernizare, de sprijin, așa cum trebuie. Profesia de polițist ține foarte mult de pasiune. Fără pasiune, așa până la urmă, nimic nu e. Mulțumesc mult, domnule Chestor General. Și eu vă mulțumesc. Și mult succes. Mulțumim. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. La revedere.